Arta de a vindeca orice boală fără doctorii și fără operații. Bolile de vezică și de rinichi, diabetul, uremia, neținerea udului, bolile de ficat, piatra, gălbinarea, bolile de intestine, transpirația picioarelor, pecinginea. S-ar părea nesistematică și nemetodică înșirarea atâtor boli și simptome de boli care n-au pentru profan, la cea din tâi privire, nici cea mai mică legătură. Aceasta însă e numai în aparență. În ochii școlii medicale, ele sunt bineînțeles boli cu desăvârșire separate, care se tratează separat, însă sub lupa scrutătoare a noii mele metode de vindecare, toate sunt contopite într-una și aceeași pricină, adică toate nu sunt decât consecințele acestei cauze, numai că îmbracă o formă corespunzătoare fiecărui caz. Originea lor se lămurește iarăși prin îngrămădirea materiilor străine și anume a acelor materii care împiedică funcționarea normală a rinichilor și a pielii, două organe așa de însemnate pentru alungarea materiilor netrebuincioase corpului. Aici e la locul lui și capitolul despre nașterea gazelor, ce se ivesc în timpul mistuirii. Prin actul de fermentație al mistuirii se formează o mare cantitate de gaze și aceste gaze concurează cu mișcările vermiforme ale intestinului ca să transporte prin încordarea lor alimentele în canalul de mistuire. Încordarea acestor gaze le îngăduie asemenea de a trece de-a dreptul în întregul corp și în sânge, pătrunzând prin pereții canalului de mistuire. Voi lămuri lucrul acesta printr-un exemplu. Apa de pe pământ este restrânsă în anumite mări, bine delimitate în lacuri, bălți și râuri care cutreieră țările ca și vinele corpului și care sunt restrânse în domeniul lor ca și sângele și materiile mistuirii. Și totuși, apa, deși sub formă de gaz, umple întreaga atmosferă și toate părțile pământului. Același lucru se petrece și cu alimentele și băuturile în corp. Ele sunt destinate în aparență pentru anumite căi și organe, totuși parte din ele, sub formă de gaze, umplu întregul corp. De aceea, alcoolul se simte numai decât în întregul corp, mai ales în cap, deși printr-o normală activitate a pielii, parte din gaze sunt date afară iarăși, sub formă de sudoare sau exhalații. De aceea, alcoolul se simte numai decât în întregul corp, mai ales în cap, deși printr-o normală activitate a pielii, parte din gaze sunt date afară iarăși sub formă de sudoare sau exhalații. Ele ies afară fără sudoare și în sudoare. Aproape la fiecare om, sudoarea aceasta miroase altfel. Îndată ce e încărcată cu materii străine vechi, miroase rău. Altfel, o sudoare normală nu e așa de neplăcută nasului. Înăuntrul corpului, gazele sunt de asemenea date afară prin rinichi, care le aduce sub formă lichidă în vezică. Sudoarea și udul sunt deci două secrețiuni de aproape aceeași valoare și același fel. Îndată ce vezica e destul de plină, se simte nevoia de a da afară apa și această nevoie trebuie satisfăcută numai decât, dacă nu vrem să aducem vătămare corpului. Acest punct e așa de însemnat încât merită o cercetare mai de aproape. Firește că în această privință se păcătuiește astăzi foarte mult, mai ales acolo unde moravurile moderne nu îngăduie satisfacerea imediată a acestei nevoi și de aceea nu e de mirare că bolile de rinichi și de vezică sunt mai curând sau mai târziu consecințele naturale. Firește că în această privință se păcătuiește astăzi foarte mult, mai ales acolo unde moravurile moderne nu îngăduie satisfacerea imediată a acestei nevoi și de aceea nu e de mirare că bolile de rinichi și de vezică sunt mai curând sau mai târziu consecințele naturale. E o datorie pentru toți părinții și învățătorii să atragă luarea mintea copiilor asupra consecințelor vătămătoare ce izvorăsc din ținerea urinei și a scaunului. În niciun chip nu trebuie să îngăduim celor mici să stăpânească aceste trebuințe dacă nu vrem să provocăm la marea lor putere de viață, consecințe vătămătoare și foarte primejdioase pentru toată viața. Dacă urina adunată în vezică nu e dată la timp afară, e supus ca toate câte sunt în corpul viețuitor, unei prefaceri mai departe și anume se naște un proces de fermentație și de descompunere. Temperatura din vezică se urcă și în cele din urmă consecința naturală este o evaporare a fluidelor urinare și o depunere a sărurilor ce se găsesc în urină. Acest act oprește mai întâi secrețiunile rinichilor către vezică și le silește să sufere alterațiuni anormale progresive.
Când cineva ține prea multă vreme trebuința de a da afară urina sau excrementele, pierde această trebuință. Nu mai poate să o satisfacă mai târziu sau o satisface incomplet. Dar unde a rămas urina care pricinuia această trebuință? Ea nu mai e în vezică, fiindcă apa care a rămas s-a redus cantitativ. Știm că o parte a urinei, în urma procesului continuu de prefacere, s-a prefăcut în gaze și s-a împrăștiat în corpul întreg și în sânge, întocmai ca și la actul de mistuire. Materiile ce nu se pot topi și sărurile minerale rămân în vezică și în rinic sub forma unor mici pietricele galbene cristalizate. Dacă observăm acest depozit într-un vas printr-un microscop care mărește de 200 de ori, vedem că acest depozit se alcătuiește din mici pietricele gălbui de formă cristalină, care privite în parte par gălbui deschise, dar privite în grămadă par roșiatice. Dacă se mai găsesc și stări de încărcare specială în vezică, consecința acestui act e boala destul de cunoscută. Piatra. Piatra a cărei vindecare se descrie amănunțit mai la vale. Pietrele acestea se formează numai în împrejurări anormale pentru corp și în urma unei hrăniri împotriva naturii. Ele se produc în același fel ca piatra cazanelor în cazanul cu aburi, care se formează numai la temperaturi urcate și prin întrebuințarea apelor minerale, pe când prin întrebuințarea apei de ploaie ele se produc mult mai greu. Urina reținută în rinic se evaporează și cristalele pietrelor se grămădesc. Câtă vreme sunt mici, ele trec fără greutate în vezică prin canalul udului, dar când ajung mai mari, ele pricinuiesc în trecerea lor prin canalul udului acele stări dureroase, care sunt numai colicele de piatră. Acest lucru se întâmplă fiindcă colțurile ascuțite ale cristalelor irită și rănesc pereții canalului. Același lucru se petrece și în vezică. Dacă ieșirile urinei sunt strânse printr-o foarte mare încărcare a pântecelui, se întâmplă adeseori că pietricelele nu mai pot fi date afară cu urina și atunci se formează în vezică pietre mai mari. Prin învârtirea necontenită a pietrelor în vezică, forma lor se rotunjește, dar când sunt sparte, suprafața lor e totdeauna cristalină. Nu trebuie însă să credem că pietrele se formează ori de câte ori reținem prea multă vreme urina. Asta e cu desăvârșire fals. Compoziția urinei e adeseori de așa fel că nu se formează absolut nicio piatră prin descompunerea ei și că, dimpotrivă, toată materia urinei se preface și se depune în corp ca materii străine. De aici izvorăsc simptomele de boală cele mai felurite și mai ales formațiunea nodurilor descrise la paginile despre nodulii canceroși, care survin în urma dereglărilor circulației limfatice. Acum câțiva ani am avut în tratamentul meu un băiat care avea tot corpul semănat cu noduri tari de mărimea mazării și în urma unei răceli nu putuse să iese la ud mai multe zile. Atunci, după cum i-a istorisit mama sa, au apărut deodată acele noduri de care ea era foarte îngrijorată. I-am explicat că aceste noduri vor dispărea îndată dacă ele s-au născut numai în urma ținerii udului și că grija noastră este de a le preface iarăși în urină. Băiatul începu atunci tratamentul meu și îndată, după cele din tâi băi de trunchi și de șezut cu fricțiuni, a avut ieșiri la ud foarte mari, care durară mai multe zile. Ca prin minune și spre marea uimire a fericitei sale mame, toate nodurile dispărură. În acest caz, nodurile erau produse de materiile străine născute prin prefacerea urinei și pe care corpul le putuse da afară printr-o ridicare a puterii lui de viață. Urdinarea și încuierea izvorăsc, după cum am dovedit deja mai înainte, dintr-una și aceeași pricină, încărcarea corpului cu materii străine. Același lucru e și cu ieșirea la ud, atâta numai că încuierea nu se simte aci direct, ci numai indirect printr-o colorație anormală a pielii, roșiața pielii, pecingini, dureri de cap, formațiuni de noduri și pietre. Același lucru e și cu ieșirea la ud, atâta numai că încuierea nu se simte aci direct, ci numai indirect printr-o colorație anormală a pielii, roșiața pielii, pecingini, dureri de cap, formațiuni de noduri și pietre, care formează, ca să zicem așa, stadiul preliminar al altor boli. Diabet. Simptomele dizenterice ale evacuațiunii de apă numită diabet se simt însă direct. Starea de inflamație pricinuită de marea căldură dinăuntru și din care rezultă și setea chinuitoare a celor atinși de diabet nu provoacă nici încuiere, nici noduri,
nici formațiuni de pietre, ci o prea repede alungare a materiilor și a zemurilor descompuse, așa că urina iese din corp într-o stare de fermentație bolnavă și zaharisită. Piatra și diabetul sunt după natura lor una și aceeași boală și se deosebesc numai în simptomele lor exterioare. Dovada afirmărilor mele nu se poate avea decât prin vindecările numeroase ce le-am obținut în practica mea. Tocmai pentru cei atinși de diabet, băile mele derivative sunt de mare preț. Ele răcoresc frigurile dinăuntru și potolesc astfel setea bolnăvicioasă. Piatra și diabetul sunt vindecate în același fel cu procedeul meu prin înlăturarea pricinei care le-a dat naștere. Piatra se sfărâmă și se face griș mărunt, în care forma e dată de obicei afară împreună cu udul. E foarte bătător la ochi, la tratamentul bolilor de piatră, că tocmai în timpul întrebuințării băilor mele derivative, bolnavii simt nevoia de a ieși foarte mult la ud. Lămurirea este foarte simplă. Materia străină ce se evaporase înainte și care acum s-a prefăcut în ud, e readusă iarăși din întreg corp, pe același drum și e dat afară sub formă de urină. Am avut bolnavi care multă vreme n-au putut ieși regulat la ud decât în timpul băii și la care regulata funcționarea vezicii s-a ivit mai târziu, puțin câte puțin, treptat cu înlăturarea pricinei de boală. Că omul poate îmbătrâni cu boala de piatră ne-a dovedit împăratul Germaniei. Cu toată boala lui gravă de vezică și de piatră, el totuși a atins vârsta de 90 de ani. Aceasta a provenit din încărcarea foarte favorabilă a Augustului răposat. La urmașul său, răpit așa de timpuriu, împăratul Frederic, boala aceasta s-a ivit într-o formă cu mult mai răutăcioasă. Dacă cineva nu pricepe cum de e cu putință la o astfel de grea boală să se poată atingă o vârstă așa de înaintată, îi dăm ca lămurire următoarea comparație. Să ne închipuim o grea furtună care trece peste o pădure și păstrează pe toată întinderea pădurii aceeași furie. Cu toate că puterea ei va fi egală în toate părțile, vom vedea însă unii copaci dezrădăcinați, pe când alții vor rămâne în picioare. Toți copacii au îndurat furia vântului, dar nu toți au fost îngenunchiați de el. Același lucru se petrece și cu bolile acute. Acestea trec peste omenire, ating pe mulți înși din ea, seceră pe unii și lasă pe alții tot așa de atinși să trăiască liniștiți mai departe. Uremia. Uremia este o stare în care materiile urinare se găsesc în sânge și în corpul întreg. Boala aceasta este în cele mai multe cazuri un tovarăș al bolilor de vezică și de piatră. Pentru cei inițiați în știința expresiunii figurii, boala aceasta nu rămâne ascunsă chiar din primele momente, când însăși bolnavul n-are cea mai mică idee. Nu există alt mijloc care să curețe așa de repede sângele și întregul corp pe dinăuntru de aceste materii decât băile mele derivative. Neținerea udului. Neținerea udului este și ea o încărcare a pântecelui cu materii străine. De obicei, se formează în vezică o fistulă prin care udul picură fără voie afară. Acest simptom trebuie atribuit aproape fără excepție altor boli de mai înainte nevindecate, înnăbușite în corp prin medicamente sau prin alt tratament împotriva naturii. Fistulele din intestine. Fistulele din intestin au fost vindecate radical în practica mea de multe ori în scurtă vreme, adeseori în câteva zile sau săptămâni. A fost nevoie de o cură mai lungă numai în unele cazuri, când bolile acestea ajunseseră foarte cronice și adânci și când corpul fusese tratat și vătămat foarte rău cu medicamente. Catarul de vezică. Catarul de vezică este întrucâtva numai un stadiu preliminar acut al unei grave boli de vezică și de piatră. O stare de inflamație critică a vezicii și a canalului udului, întovărășită cu dureri în timpul udului. Boala aceasta, ca toate stările febrile acute, se poate înlătura foarte ușor prin metoda mea, fiindcă pricina ei este aceeași ca la toate celelalte boli. Așa am fost chemat acum câtva timp de un bolnav care suferea deja de 14 zile de un catar de vezică. Glandula organului genital era foarte umflată, și bolnavul nu putea ieși la ud decât cu dureri îngrozitoare. Din 10 în 10 minute se iveau convulsiuni foarte dureroase de vezică. Fiindcă în cele din urmă bolnavul ieșea la ud din ce în ce mai greu și mai cu dureri, doctorul care îl trata voi în a 14-a zi să scoată udul cu ajutorul sondei,
lucru ce era așa de dureros și impracticabil din cauza umflăturii glandulei, că doctorul propuse bolnavului să-l cloroformizeze. Acesta însă nu voi cu niciun chip și în aceeași seară mă chemă pe mine. Deja la cea din tâi baie cu fricțiuni, încetară crampele de vezică ce se iveau înainte la fiecare 10 minute și chiar după o jumătate de ceas de baie, bolnavul putu să iasă la ud fără dureri, iar după o baie de 3 sferturi de ceas se culcă în pat. Noaptea a avut foarte mari sudori și ieși necontenit la ud, chiar în timpul nopții, însă fără dureri. Astfel, catarul de vezică fu vindecat în câteva zile. Bolile de ficat, bolile de fiere, gălbinarea. Bolile de ficat, bolile de fiere, gălbinarea, se ivesc mai cu seamă când corpul e încărcat în partea dreaptă cu materii străine, deoarece ficatul e mai mult de partea dreaptă a corpului. Fierea secretată de ficat se golește după cum se știe în vezica fierii, în mațele cele subțiri și slujește pentru a micșora fermentația actului de mistuire. Pretutindeni unde îngrămădirea materiilor de partea dreaptă a corpului încarcă ficatul și îl împiedică în secrețiunile lui normale, am observat o sudoare cu totul deosebită, de aceea din încărcarea de partea stângă. Astfel se nasc, după starea de încărcare, pietrele fieroase și întărirea ficatului. Toți bolnavii aceștia sudă foarte ușor și sudoarea lor are adeseori un miros urât, bolnăvicios. Bolnavii aceștia suferă mai cu deosebire de a sudea la picioarelor. Evaporarea, descompunerea, fermentația secrețiunilor ficatului se pot cunoaște foarte deslușit după culoarea închisă a pielii și poate duce de multe ori la gălbinare. Am observat la tratarea acestor boli că prin procedeul meu se obține o vindecare foarte rapidă, care stă în legătură tocmai cu încărcarea din partea dreaptă. La asemenea stări de încărcare, metoda mea săvârșește adevărate minuni. A sudea la picioarelor. După cum se vede din pasajul precedent, această boală e în strânsă legătură cu bolile de ficat și se ivește, după câte am observat eu, numai în tovărășia acestora din urmă, așa că a sudea la picioarelor ne arată cu ani de zile înainte o stare de încărcare ce se dezvoltă în partea dreaptă. În stadiile înaintate ale bolilor de ficat și de fiere, a sudea la picioarelor încetează de multe ori. Starea bolnavului devine din ce în ce mai rea, fiindcă toate materiile bolnave și împuțite ce ieșeau prin sudoarea picioarelor rămân în corp și se înleznesc acum boli și mai grele, precum pecingine, cancer, etc. Toate acestea fiind boli ce se pot vindeca cu mult mai greu și în mult mai multă vreme. A voi să înnăbușim asudea la picioarelor prin medicamente, precum acidul cromic, însemnează a vătăma foarte mult sănătatea celui în chestie. Urmările rele ale acestei tratări medicale se ivesc abia după ceva vreme, adeseori după ani de zile, și sfârșesc prin a provoca o boală cu mult mai grea. A voi să înnăbușim asudea la picioarelor prin medicamente e tot așa cum ai voi să astupi canalul strângător al unui mare oraș, pentru a depărta mirosul urât ce se degajează acolo unde se sfârșește. E adevărat că s-ar stârpi mirosul urât la extremitatea marelui canal, dar s-ar crea o stare cu mult mai primejdioasă pentru întregul oraș, care s-ar pierde în curând în propriile lui necurățenii. E foarte regretabil că administrația militară foarte supusă prescripțiilor școlii medicale, care nu cunoaște încă natura acestor simptome de boală, recomandă tuturor soldaților întrebuințarea acidului cromic, salicii sau prafuri în contra sudelii picioarelor. Previn cu tot din adinsul pe cei interesați împotriva acestor medicamente dezastroase. Prin metoda mea dispar numai decât simptomele neplăcute ale sudelii picioarelor, fiindcă ea înlătură cu ușurință pricina acestei boli. Pecingini și boli de piele. De multe ori, originea lor nu e alta decât un stadiu mai depărtat al sudelii picioarelor, al activității pielii sau a altor boli înnăbușite. Sunt pecingini uscate și pecingini umede. Pecinginile uscate sunt mai grele de vindecat decât cele umede. La copii se ivesc adeseori pecingini care izvorăsc din aceeași pricină, fie dintr-o încărcare moștenită, fie chiar direct din înnăbușirea bolilor de copii, fie chiar din altoire, pecinginile sunt totdeauna stadii deja mai înaintate ale unei încărcări oarecum grele.